Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul pentru tine pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul în aplicație este gratuit și puteți să intrați și fără cont dacă doriți. Aveți mesaje oricând aveți nevoie acolo și aplicația este tradusă în 14 limbi. Hai să vedem la baza pachetului. Avem 4 de bâte, 3 de spade, 6 de monede. Foarte interesant. E un moment așa de relaxare, de liniște, doar că e ca și cum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate avea legătură cu banii, poate avea legătură cu atenția pe care o primești, da? Dar de asemenea, văd eu aici un moment în care fie se anunță un eveniment frumos pentru tine, fie este un moment în care poate mergi la o zi de naștere sau te întâlnești cu prietenii. Dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta este pozitiv. Apoi, pentru tine, avem aici 6 de cupe. Este clar că este o perioadă în care amintirile revin în viața ta. Mai văd și o legătură cu un suflet pereche, dar și un moment în care oamenii din jurul tău fac gesturi mărunte, simbolice, care pe tine te bucură foarte mult. Poate să-ți fie dor de cineva, unii poate sunteți intrați în contact foarte mult în perioada asta cu persoane mai tinere, copii sau chiar oameni din trecut. Apoi, avem pajul de bâte, foarte frumos, niște vești bune pe care le primești, poate o invitație la o petrecere sau, cine știe, o întâlnire romantică, o întâlnire pasională, poate cu persoana iubită. Mai văd aici că ai șanse să cunoști pe cineva. Hai să vedem ce e cu 6 de cupe. A ieșit 2 de spade. Poate să fie aici un moment în care stai, așa cum am zis, și te concentrezi foarte mult pe trecut, pe ceea ce ai trăit. Poate discutăm despre o experiență care a fost frumoasă în viața ta, dar poate chiar și o experiență care, pe de altă parte, te-a lăsat fără cuvinte. Mai văd aici o lipsă de comunicare pentru unii dintre voi. Da? 4 de spade. Uite, este un moment de odihnă, de liniște. E ca și cum îți aduce aminte de o vacanță sau îți aduce aminte de o perioadă în care te-ai relaxat, iar alții pur și simplu simțiți nevoia să vă răsfățați, să vă relaxați, poate chiar să alimentați puțin copilul ăla interior care încă trăiește în fiecare dintre noi. Apoi avem Marea Preoteasă. Se pare că niște secrete aici care se ascund sau poate chiar o întâlnire neașteptată cu o persoană dragă ție. 5 de bâte, soarele. Deci aici pot fi niște discuții ciudate, poate legate de un copil, legate de oficializarea unei relații. Pot fi niște discuții ciudate legate de un părinte. Da? Mai văd o legătură cu zodia Leu. În continuare avem 10 de bâte. Poate să fie o perioadă puțin aglomerată pentru tine, fie din punct de vedere profesional, fie din punct de vedere financiar, te simți copleșit. Dar cartea invită în a lua lucrurile încet și în a cere ajutorul celorlalți, pentru că sunt oameni care cu siguranță te pot ajuta. Apoi avem 4 de spade, da? Poate să fie un moment de relaxare aici, un moment de pauză, pentru că este clar că 10-le ăsta de bâte este destul de obositor aici. Da? Și atunci te gândești să-ți iei pauză, te gândești să te relaxezi, să te simți bine. Poate chiar e o discuție legată de un concediu, unii dintre voi. Hai să vedem 10 de bâte. 8 de spade, deci e ca un moment de blocaj aici, e ca și cum ai o tensiune, da? Pajul de monede care vine aici și îți spune despre o nouă ofertă pe care o poți primi sau despre o veste bună care apare legată de muncă, legată de planul financiar și unii dintre voi e ca și cum e nevoie să mai studiați o problemă tocmai pentru a ieși din această stare de blocaj. Da? Ia să vedem noi în continuare.
Avem Regina de Cupe și Justiția, foarte frumos, o legătură cu zodia Balanță, Rac, Scorpion, Pești. Văd aici că din punct de vedere profesional sau financiar, aici apare o veste bună, fie de la o persoană dulce, iubitoare, fie este vorba despre o veste bună legată de acte, legată de o hotărâre. Da? Este cineva care te ajută, uite, are legătură cu o sumă de bani. Poate un contract pe care îl semnezi, poate o înțelegere pe care o faci, dar unii e ca și cum vreți să mergeți la medic sau vreți să mergeți undeva să vă rezolvați o problemă. Poate te hotărăști să mergi undeva, într-un loc cu apă, într-un loc relaxant. Nu neapărat mâine, poate e ceva ce-ți programezi, simt eu, pentru unii dintre voi. Arcana majoră moartea a mai ieșit aici, deci din nou o legătură cu un scorpion, dar este clar aici ceva care se finalizează și care ție personal îți aduce liniște, pace. Poate are legătură cu o investiție sau cu o sumă de bani. Hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza, în primul rând, vine cu arcana majoră, steaua. Este clar că surpriza este că apare acea lumină de la capătul tunelului, apare o veste bună pentru tine. Văd aici o legătură cu zona de online. Da, surpriza de acolo poate să vină, dar simt eu că e ca un fel de clarificare și avem 5 de cupe, da? 5 de cupe. Este legat de o situație în care tu aveai regrete, da? Și în această situație se pare că apare acea lumină de la capătul tunelului. Hai să vedem steaua despre ce vrea să-ți spună, ce vrea să-ți transmită. Da, este 9 de cupe, deci este clar o bucurie foarte, foarte mare pentru sufletul tău care apare și de aici să știi că vine surpriza. Este o reacție ciudată a cuiva. Regina de bâte, 10 de bâte și regele de monede. Parcă e o apăsare mare legată de două persoane. Da? Poate ai legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător și zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Posibil aici să fie surpriza legat de aceste persoane, dar eu văd clar o femeie și un bărbat. Femeia este mult mai energică, plină de viață, poate este o persoană căreia îi place să fie în centrul atenției sau este o persoană cunoscută și partea masculină este o persoană mai tradiționalistă, cineva care se concentrează foarte mult pe partea financiară și putem să mai discutăm și despre o persoană care își urmărește cumva interesul. Ia să vedem noi. 7 de cupe, deci aici se pare că apar niște oportunități, da? E ceva ce pur și simplu nu-ți vine să crezi, legat de bani, legat de un cadou. Ok. În primul rând, au ieșit niște cărți pe care le voi lua foarte mult în considerare. Avem împăratul până acum. Au mai sărit două cărți din pachet. Le voi lua. Asta este. Nu pot să le ignor. Celelalte două cărți sunt Asul de Spade și Pajul de Cupe. Este clar aici vorba despre o veste bună legată de un împărat, legată de o victorie. Poate avea legătură împăratul ăsta și cu o persoană cu autoritate asupra ta, adică un șef, partenerul de viață, un frate, cineva care are o importanță mare. E ca și cum cineva are niște regrete aici, e ca și cum cineva spune, băi, îmi pare rău că te-am mințit sau îmi pare rău că am făcut chestia asta. Mai văd și pe cineva care ia o hotărâre aici importantă în legătură cu un copil. Da? Dar vestea asta pe care tu probabil o aștepți de mult timp, văd că vine, da? Și e cu mare bucurie pentru tine. Uite, se lasă cu petrecere, se lasă cu lucruri frumoase. Bun. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic în situația asta. S-a întors o carte. Suflet pereche. Da? Acesta este sufletul tău pereche. Suflet pereche poate să însemne și o persoană cu care tu rezonezi foarte bine. Deci putem să discutăm și de un prieten și de o persoană, dragăție. Am întrebat ce-i cu surpriza și au ieșit niște cărți. Surpriza e că cineva își va exprima dragostea în legătură cu tine. Da? Cineva va face niște gesturi romantice, doar că în același timp văd că nu va exista suficientă chimie, atracție, nu va exista ceva acolo, fie din partea ta, fie din partea acestei persoane.
E o situație veche din ce văd aici. Deci nu-i de acum. Durează de ceva timp. Cineva va încerca aici să facă un efort privind relația de cuplu, privind o situație anume. Ia să vedem acest oracol ce zice cu surpriza. Sunt curioasă. Surpriza, să știi că poate avea legătură și cu planul personal. Ceva care se termină foarte rapid. Poate să fie o veste extraordinar de bună care apare, dar pentru unii văd aici ceva care se termină rapid, o iubire pură, o conexiune sinceră. Deci aici cu siguranță vei rămâne surprins de declarațiile unei persoane și e ca și cum fie pe tine nu te mai încălzește cu nimic situația, fie este vorba despre cineva mai rece, da? Uite, un triunghi, o alegere. Surpriza este că vei avea de ales. Pentru că văd aici o surpriză, un cadou pe care tu îl vei avea. E ceva legat de o femeie blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare. Asta e surpriza. Poate e cineva care vine și îți spune niște vești. O regină de gheață, o femeie sinceră, o femeie care se ocupă cu actele, este o femeie rațională, sigură pe ea, serioasă. Da? Două femei, un bărbat, niște alegeri, ceva aici este. Mai vreau o ultimă carte din acest oracol pentru tine. Onoare. Onorează persoana pe care tu o iubești și relația aceasta poate să devină mai puternică, adică să apreciezi persoanele dragi de lângă tine sau chiar partenerul de viață. Și apoi avem provocări. Toate sufletele care sunt într-o conexiune puternică trec prin provocări care fac relația să devină mai puternică. Deci aici este o provocare prin care fie tu vei trece, fie cineva din jurul tău. Și este vorba despre o relație, despre o uniune, despre un parteneriat, poate o înțelegere. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Și nu uita că dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba. Ai link în descriere, în primul comentariu, dar dacă scrii acest nume Cristina Zurba, o găsești și pe iPhone și pe Android. Da? Acesta este numele aplicației și aveți acolo, puteți să intrați și fără cont, e absolut gratuit. Te îmbrățișez cu drag și îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.